să lăudăm pe Domnul, dați-mi mie voie să vă văd o cântare. Să lăudăm pe Domnul cu cântarea o cât mă simt de fericit ca Mântuitor, orfa, nici părăsit nu sunt cu al meu Salvator. Pe cântările obișnuite și astea trebuie. O, cât mă simt de fericit, Doamne, te lăudăm și te binecuvântăm, da, pentru că ești așa de mare, așa de bun și atât de minunat cu noi. Te rugăm să ne vorbești la fiecare în parte și să ne cercetezi pe fiecare, da, Doamne. În mod deosebit, te rog să binecuvintezi pe una vârfului. Te rugăm să te înduri de cei care conduc în acestui comun. Te rugăm să-i cercetezi și să-i mântuiești. Dar mai mult decât atât, te rugăm pentru cei dragi ai noștri, care sunt nemântuiți. Doamne, te rugăm să-i întorci la tine. Doamne, binecuvintează și pe cei bolnavi, pe cei care trec prin încercări, pe cei care suferă. Doamne, te rugăm să te îndori de ei. În mod deosebit, te rugăm să-l binecuvintești pe fratele Pădurii, să-i dai lauri și să-i dai ungerea ta și să ne vorbești prin el în această rămasă. Amin. Amin. Ne bucurăm ca și după masa aceasta să fim împreună, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și mulțumim fraților care ne-au făcut bucuria aceasta de a ne vizita în această dimineață și în această zi la rămașul dimineață și după masă în Biserica din Vârful. Dorim ca Domnul să-i facă o binecuvântare și Domnul să le răsplătească osteneala și toată dragostea lor. Iar pe noi să ne înflăcăreze și să punem noi dorința de a trăi tot mai mult pentru slava Lui, pentru onoarea Lui și pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Dorim ca după masa aceasta să fie o după masă binecuvântată. Și așa că dăm programul campare. Sau fratele, că vă vedea să... Nu, le dăm programul.
Dar vreau, după masa aceasta, să-i mulțumesc Domnului că am harul la doua oară să fiu în biserica voastră. Pară și frate păstor aici să mă întâlnesc cu el, frate Dronca, Domnul să-l binecuvinteze. Mulțumim că v-ați deschis biserica și ați venit la biserică. Și veniți până mai ușa e deschisă, că se cam închid ușile bisericilor și ultimele biserici se închid, că le închidem noi și nu mai mergem la biserică. Așa biserica voastră să bucure de harul, de a avea ușa deschisă totdeauna și să veniți cu bucurie la închinare. Amin? Amin. Am harul după masa aceasta să fiu la dumneavoastră cu o fanfară. Nu-i din biserica pe care o slujesc eu, dar îi prețuiesc pe acești oameni că au avut harul cu ei să merg în țara aceasta și sunt frați din mai multe biserici, din cel puțin 3 județe și oricum Domnul să îi binecuvinteze. Îl prețuiesc. Acum când nimeni nu mai are timp, nu să meargă misiuni, să meargă la biserică, voi faceți timp. E frumos, Domnul să ajuteze soție și familie, că vă lasă să veniți unul alt din satul mare, doctore. Prețuiesc mult soția ta și pe tine, astea cu prunciul tot vedeți aici. Și fiica lui va avea și o cântare, poate și fratele cu sora, sigur, da, a venit chiar din Șibreu. Și ne bucurăm. Sunt aici și din alte părți și din alte frate Pui, care este din jur de cor. Ne bucurăm, frate, că sunteți cu noi, să vă binecuvinteze Domnul. Vinovatul la tot ce se întâmplă aici, fratele Ruscuți, el a reușit să-i adune pe toți, fratele Ghiță, din jur de fanfară. Eu cunosc pe fratele Ghiță, suntem apropiat și m-a rugat, nu fii tu cu noi, pentru că a rugat totdeauna. Nu pot veni tot timpul, dar când îmi permite timpul, sigur că da, sunt dispus să vin. În biserica pe care o slujesc, căutăm păstori. Sunt doi păstori care slujesc astăzi acolo, doresc Domnul să ajute biserica, să știe alege, după voia lui Dumnezeu. Iar noi, pensionarii, să dăm locul la cei tineri. Amin. Da, noi am venit să slujim împreună cu dumneavoastră. Dacă cineva are cântare, poezie, vă dăm loc și dumneavoastră. La început, frate Ghiță, cum v-ați organizat, cântă fanfara, corul, sora cu fratele și cine mai vrea să participe la finale. Haideți să dăm drumul. Și aș mai vrea ceva. La jumătate programului să ne dați voi cu biserica să mai cântăm cu toți o cântare. Vă ascultăm! Thank you.
Ne bucurăm în această după-amiază să fim în Biserica din Vârful. Vorbeam cu frații că un prieten de-al meu își are socrii și soția se trage din Vârful. Ei, uite că fratele Petrușac mi-a făcut o surpriză și după masa asta e prezentă cu noi. Vă rog frumos să vină să cânte la Euforiu, ca după aceea ți-a și între timp o ascultăm pe cea mai mică, pe Rut, slăvinte Domnul dintr-o cântare. Frate Petrușan, nu știam de unde te cunosc. Te rog să te apropii de mine. Pe tu, 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 pe
vrea ca și din partea bisericii să contribuie la slăbirea lui Dumnezeu și-o rog pe sora Luca și sora, nu știu cum o cheamă, să-i cânte după ce cântă fanfara. Amin. Surorile și surori tineri, așa că să ascultăm pe cei tineri. Yeah.
Mă tem că trebuie să urcăm toți. Thank you.
următoarea cântare de fanfară se numește Negura Nopții. Și aș vrea să vă spun că eu cântarea asta la urmă de 41 de ani. Era în 1978, când, chiar dacă a fost o gândire socialistă, comunistă, au făcut un lucru bun și pentru noi, pentru copiii. Cel puțin la noi în salon, când eram la școală, m-am dus în clasa nouă. Eu strâns pe toți pruncii de pocăiți din zona Salontei, în fanfara orașului, Salonta. Pentru că aveam nevoie, atunci aveam nevoie de pocăiți ca să cânt, să iasă cu fanfara în starea României. Cântarea lui e foarte superior. Și responsabil pentru această cântare au ajuns la noi, fratele Petrușan. Să-l binecuvinteze Domnul. El e dar casă aici la dumneavoastră. Cu el mă știu de o viață, de 41 de ani. Să-i binecuvinteze Domnul lucrarea acolo la Deva, unde e nivel de fanfară, și în satul dumnealor de Ianoșa. Și să ne ajute pe toți ca să putem lăuda pe Domnul și prin aceste cântări. Amin. Thank you.
Ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai mare de vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea, din pricina rolotului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți câteam ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi în pătrii. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Amin. Părintele nostru care este în cerul și Dumnezeul nostru, venim și îți mulțumim că ți-ai trimis în lumea noastră păcătoasă pe Domnul Iisus să se nască, să crească, să moară moarte de cruce pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că suntem în casa ta. Te rog, Doamne, binecuvintează musafirii casei tale. Te rog, Doamne. Binecuvintează cuvântul tău pentru inimile noastre. Te rog, Doamne. Dă-ne puterea Duhului Sfânt să-l împlinim în viața noastră de fiecare zi. Dă putere servului tău care te va mărturisi și cu această ocară. Amin. Te rog, Doamne, deschide-ne inimile să putem primi cuvântul tău în inimile noastre și ajută-ne să-l împlinim în viața noastră de fiecare zi. Amin. Amin.
Dă, Doamne, Dumnezeu nostru, ne închinăm înaintea Ta și Te slăvim, Te lăudăm de Tine, că ești Dumnezeul atotputernic, ești Dumnezeul care vrei să mântuiești și astăzi oameni. De aceea, Doamne, îți mulțumim pentru copasul pe care îl avem în locul acesta, în masa aceasta, și am vrea, Doamne, ca numele Tău să fie înălțat. Am vrea, Doamne, să vorbești fiecăruia potrivit cu starea pe care o avem, și am vrea, Doamne, să fac lucrul acesta prin servul Tău și prin cuvântul Tău. Dorim, Doamne, să-ți duci lucrarea la îndeplinire în așa fel încât cuvântul Tău să nu se întoarcă la Tine fără rău. Te rog, Doamne, să binecuvintezi orice suflet care a intrat în casa Ta, în masa aceasta, și am vrea, Doamne, să ne ajuți ca, primind cuvântul în inimă, să-L împlinim și în viața noastră de fiecare zi. În continuare, Doamne, dorim să ne vorbești și să rămâi cu noi în veci. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea înainte de a predica să-L rog, frate Petrușan, dacă are un lucru, să o salut ceva, vreau. Am înțeles, frate Petrușan, că ești de aici și eu știu. De unde e nevasta, de acolo sunt eu. Domnul să fie lăudat pentru asta. Te rog frumos, vino și spune-ne ceva. Mă bucur că te întâlnesc și începe că bucuria va fi și mai mare. Te ascult, Domnule. Te ascult, Domnule. Mă bucur. Fratele Pădure, Domnul să vă binecuvinteze. Știe El ce știe. Poate că ni se potrivește mai mult prag. După masa aceasta, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și atunci când ghiță mi-a spus că o să fie cu fanfara Crișana în zonă, i-am spus nici într-un caz eu nu pot să fiu, întrucât am două evenimente importante. Unu, cântă fanfara la Deva și nu pot lipsi. Doi, e o ordinare într-o biserică păstorită de fratele Pădure, în care un nat al meu a fost ordinat ca și lucrător spiritual și nu cred că ajung eu să cântăm cu fanfara creștină. Și într-adevăr așa s-a întâmplat că azi dimineața am petrecut cu frații de la Biserica Sion din Oradea, unde au fost ordinat doi frați, Nicu Foica și Gabriel Mustață. Și tata, când încă eram în biserică, mă sună să-mi spună: Nelu, să știi că după masă la vârful e o fanfară. Să ajungi și tu la cinci. Zic, încerc, tata, dar nu știu, că drumul e lung și așa. Și iată că n-am fost chiar la cinci, dar după ora cinci am ajuns și eu și m-am bucurat să-i văd pe frații din fanfara creștină lăudând pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze că faceți o lucrare frumoasă. Eu sunt împreună cu soția și, într-adevăr, și tata și mama aici o să-i ducem la Deva în seara asta. Chiar dacă avem loc, vreau să aduc un salut de la Deva și o cântare. O cântare care poate să fie o rugăciune pentru fiecare dintre noi. Salutul de Deva e un salut cu cetate. Se găsește în Matei 5, versetele 14 și 16. Și spune așa: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Am vrea să cântăm împreună o cântare. Mă rog.
această rugăciune să fie o realitate pentru fiecare. Amin. Frate Petrușan, mulțumesc că m-ai ascultat. Mă bucur de evenimentul la care ai participat, da? Trăiesc și simt cu franții acolo, chiar dacă n-am fost. Și nu se binecuvinteze pe cei de franți care au fost ordinați. Să te binecuvinteze și pe tine în drumul tău. Mulțumim că ai avut dorința să te întâlnești cu noi. Te ne-am bucurat și noi și tu. Și cred că și Domnul. Slăviți să fie Domnul. Amin. Aș vrea înainte să predic să cântăm cântarea care exprimă aici ceva despre Domnul Iisus, care a mântuit casa lui Zacheu. Nu-i pretendui Iisus asemenea nimeni, nimeni. Nimeni nu poate ca El vindeca nimeni, nimeni. Așa să cântăm așa mai cu viața. Așa este Domnul nostru. Mulțumim că de când ne tot rugăm să fie ploaie și acum mâine zice, Doamne, de să nu mai ploaie. Da, Doamne, de să ploaie. Și acesta este Dumnezeu. Doamne, n-avem cuvinte să-ți mulțumim. Haideți să fim atenți totdeauna la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în viața noastră și să vedem mâna bună a lui Dumnezeu. Aș vrea după masa aceasta să predic un lucru care aici la Bol n-am hotărât, altceva am pregătit. M-am bucurat când fiica voastră a cântat cântarea despre Zacheu. A zis, Doamne, înseamnă că te-am să predic de aici. S-a și cântat și acum, de aici am predicat. Nu odată, de multe ori. Și am predicat despre omul cu dorința împlinită. Dar astăzi schimb, inversez predica. Și vreau să vedem omul în viața căruia Dumnezeu poate să-și împlinească dorința. Și aș vrea, după masa aceasta, să vă întrebați fiecare, poate Dumnezeu să-și împlinească dorința în viața mea? Ca să poată, trebuie să știu care-i dorința. Că niciodată nu o să acceptăm ce nu știm. Și după masa aceasta vom vedea că Domnul Iisus are o dorință și textul pe care l-a citit spune, Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. Doamne, mulțumesc! Că dorința ta s-a împlinit și în viața mea. Eram pierdut, eram păcătos, tu m-ai căutat și m-ai găsit. Să știți că m-a găsit cu greu. Și nu faptul că Domnul Dumnezeu te poate găsi, n-ai unde te ascunde, numai găsirea aceasta depinde de atitudinea pe care ai tu față de Dumnezeu. Poate Domnul să te găsească sau nu. Îi mulțumesc Domnului că a avut răbdare cu mine. Vreau să vă spun că nu m-am născut credincios, ci m-am născut păcătos. Și așa v-ați născut toți. Problema care se pune este Dumnezeu vrea să ne schimbe statutul, starea și natura.
și e dorința lui. Și a venit să caute. Și mulțumesc că m-a găsit când eram student, când îmi puneam atâtea întrebări, nu credeam atâtea, nu înțelegeam atâtea, pentru că eu am terminat în domeniul agriculturii, horticultura, mi-am pus o întrebare. Doamne, știu că plantele nu se dezvoltă fără soare și lumină. Și Doamne, cum plantele ortică, Domnul, a făcut soare în ziua câta? Vă rog să veniți acasă, să vedeți, dacă nu știți. Să știți! Copii, știți în ce s-a făcut Domnul soare? Câtea? Vreau să vă spun, dar nu vreau. Mergeți și citiți acasă. Măcar atât să știți, Doamne, cât a făcut Domnul. Să-i zic, Doamne, cum ori mărti plantele, făcut plantele până în locul soare și lumină? Multe întrebări am avut. Și la toate, Domnul mi-a răspuns. Dar sunt unele la care voi avea răspunsul în cer. De aceea, Domnul să-mi dea răbdare că unei răspunsuri le vom avea după ce murim în cer. Domnul să ne dea această abilitate să ne mulțumim cu cât ne descopere. Când Deuteronom 29:29, vă rog să le țineți versetul acesta. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar lucrurile descoperite sunt ale oamenilor. Ceea ce Domnul ne-a descoperit în cuvântul Său, este al nostru. Ce nu ne-a descoperit, nu inventați, nu locuiți ce spune Domnul. Că așa spune Domnul la finalul Bibliei. Cine adaugă ceva la cuvântul scris, și Dumnezeu îi adaugă, și ce? Spuneți. Ce adaugă? Toate urgiile, nu urgiile, toate urgiile scrise în cartea aceasta. Și cine scoate ceva din ce e scris aici, Dumnezeu, spuneți. Îi scoate dreptul la pom vieții. Să nu ne jucăm. Am văzut creștini și chiar baptiști care ori scot ceva din cuvânt, ori adaugă. Să nu vă permiteți că nu permite Dumnezeu așa ceva. Și cine își permite să facă, o face cu costuri capitale. Doamne, ajută-ne să te prețuim pe tine și cuvântul tău. Amin. Amin. Ne apropiem de marea sărbătoare numită? Învierea. Dar până la Înviere ne apropiem de o altă sărbătoare. Înainte să ajungem la Înviere, ajungem la intrarea Domnului în Ierusalim. Și în seara aceasta observăm că dorința Domnului a fost să intre în casa lui Zacheu. A intrat în trei locuri Domnul. A intrat Domnul în Ierusalim, a intrat Domnul în casa lui Zacheu și a intrat și în inima lui. Vreau să te întreb în seara asta. Poate Domnul să intre și în casa ta? Poate Domnul să intre și în viața ta? Depinde de tine. Dacă îi dai voie să intre, știi ce se va întâmpla? Ceea ce s-a întâmplat în casă nu s-a întâmplat pe drum. Nu s-a întâmplat acolo sub copac. Domnul a avut o dorință. Vreau să intru în casa ta. Și mântuirea lui s-a întâmplat în casa lui. Dacă vrei, Dumnezeu să-și poată îndeplini dorința de a mântui și binecuvânta casa ta și viața ta. Primește-L în casa ta și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim aduce aminte că vrea să intre și în viețile noastre și în casele noastre. Vom vedea în viețile cărui suflet, în viețile căror familii, poate Dumnezeu să-și împlinească dorința de a mântui. Nu e așa? Cât se roagă, Doamne, mântuiește-mi fiul, Doamne, mântuiește-mi soțul, Doamne, mântuiește-mi soția, Doamne, ai pe cineva în casa ta și te rogi ca să mântuiască, ca să o facă, trebuie Domnul Iisus câteva lucruri să se întâmple, să fie permise Domnului Iisus. Vedem că omul acesta la toți ne place, și când am predicat despre om cu dorința împlinită, la toți ne-a plăcut predica. Că toți dorim Domnul să ne împlinească. În seara asta, ascultați! Domnul vrea să-și împlinească El dorințele în viețile noastre, în casele noastre. Și ca să poată să întâmple aceasta, observăm omul acesta, a avut și el o dorință. A avut mai multe, dar una din ele a fost, Domnul, vreau să vă întâlnesc, să-L văd și eu pe Domnul acesta. Și Domnul a putut să-și împlinească dorința, că a avut cel puțin curiozitatea să-L întâlnească pe Domnul, dacă vrei. Domnul să-și poată împlini dorința de a te mântui, de a te ajuta, de a te salva. Ai nevoie, ca și Zacheu, să fii atent la ceea ce spune Domnul, la ceea ce face Domnul și la ceea ce este Domnul. Zacheu a avut această dorință să-L întâlnească pe Domnul, știți de ce? Scrie-și textul. Înainte a auzit și el că Domnul vindecă, Domnul eliberează, Domnul hrănește și multe lucruri face Domnul. Și a zis, vreau să-L văd și să-L cunosc și eu pe acest om.
Doamne Tată Ceresc, sunt atâția dezinteresați de a te cunoaște pe tine. Sunt atâția neatenți la ceea ce spui, la ceea ce vrei. Vin unii la biserică și stau în biserică. Și vezi că stau, ascultă, dar nu le țin nimic. Dacă îi întrebă, ce-o făzut? Nu știu. Atenție, stați cu atenție, ascultați ce se spune despre Domnul, ce vrea Domnul de la mine. Venim la casa Domnului să ascultăm, Doamne, ce ai să-mi spui. Și de multe ori cuvântul Domnului va fi o mustrare. Și nu ne va plăcea. Dar dacă vom accepta, va fi pentru folosul nostru. Că Dumnezeu când mustră, nu mustră cu plăcere. Mustră ca să aducă corectare în viața ta, ca să-și poată împlini dorința în viața ta. El spune, fii sfânt, nu mai trăi în păcate, nu mai fi mânios. Ce este cel mai urât ca păstor? Să vezi pocăiți care nu se suportă unii pe alții. Este la voi așa ceva? Dacă este paște, nu mai lăsa aveți. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu-și poate împlini dorința în viața ta. Domnul vrea și spune, în cât atârnă de voi, trăiți în pace? Cu toți? Puteți? Este? Slavă Domnului! La care nu puteți, faceți că-i de voie Domnului, dorința Domnului și când Domnul dorește ceva și poate să realizeze acolo unde este acceptat. Zacheu a auzit despre Domnul, Doamne, mulțumesc, Doamne, că în țara mea să predic Evanghelia. Oamenii aud cine ești tu, ce faci, ce ai făcut, dar ce vrei să faci în viețile oamenilor. Domnul vrea să schimbe vieți și astăzi. Domnul vrea să mântuiască și astăzi. Doamne, aș vrea, Doamne, și eu am suflete, case pentru care mă rog, sunt nemântuite. Case în care încă n-ai fost acceptat, vieți în care n-ai fost primit. Doamne, fă de sărbătoarea aceasta care vine. Mulți oameni care n-au înțeles dorința ta, n-au acceptat să fii în viața lor, n-au acceptat să fii în casa lor. Doamne, să-și deschidă inima și casele pentru tine. Amin. V-aș mai rugați-vă, așa așteptăm sărbătoarea, nu așa că ce l-a florit, ce-a fost la Paști, bine, ce-a fost. Vreți să vedem ce este. A fost, dar ce este. Și dorința Domnului e să se repete ceea ce s-a petrecut la Florii, ceea ce s-a petrecut aici la Ierihon, ceea ce s-a petrecut la Paști, și în viața, și în casa ta. Întrebarea este, se poate, trebuie să dai răspuns. Nu mie, să-l dai ție și îl dai Domnului. Așteaptă răspunsul. El nu agresează pe nimeni. El nu intră cu forța în casa nimănui. El nu intră cu forța în viața nimănui. Așa scrie Apocalipsa, capitolul 3. Iată, eu stau la ușă și bag deschid cineva intru. Cum tu, care m-ai creat, să cer permisiunea să intri în viața mea? Da, auzi, te respectă Domnul. Și dacă rămâi nemântuit, nimeni nu-i dă bine decât tu. Doamne, aș vrea să ne dai inimi sensibile, să auzim bătaia la ușa inimii noastre. Să înțelegem că vrei să intri și în casele și în viețile noastre și în problemele noastre și ajută-ne să-ți permitem ca să ne putem bucura de dorința ta de a aduce mântuire și iertare în viețile noastre. Amin. Amin. Nu-i suficient să fii atent să știi că Domnul e interesat, Domnul dorește să-ți dea mântuirea. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că El a alergat să-L întâlnească pe Domnul. A avut o întâlnire cu Domnul. Ca să împlinească Domnul dorința, o poate face din cer. O poate face. O poate face să spună un cuvânt. O poate face să trimită un mesager la tine. Nu. Când e vorba de mântuire, Domnul vrea să ai întâlnirea personală cu El. Ai mântuirea și scapătă. Nu prin amintiri, nu prin intermediar, în mod direct, prea întâlnirea cu tine. Și iată ce ne spune cuvântul. Domnul poate întâlni pe aceea care aleargă pe căile pe care umblă Domnul. Și în seara aceasta ești în locul unde spune Domnul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Doamne, slăvit să fii, că ești aici. Și mulțumim că în prezența ta am putut să cântăm, am putut să înălțăm numele tău. Doamne, ajută-ne și când plecăm acasă să putem face. Și vină cu noi și rămâi cu noi și în casele noastre. Iată, a alergat pe drumul pe care știa că trebuie să treacă Domnul Iisus. Ce este trist, ce este greu în viața noastră este când oamenii îl caută pe Domnul. Doresc să-l întâlnească pe Domnul. Întâlnesc în fața lor tot felul de piedici. Și curios că prima piedică o întâlnește în tine. Nu altul de vină, că nu-l întâlnești. Este la noi.
Când eu am vrut să-l întâlnesc cu Domnul Pedic, a fost la mine. Necredința mea, neînțelegerea mea, nemulțumirea mea și câte n-am mai fost. Și Zacheu spune, era mic de statură, ca mine așa. Mic de statură și nu putea. Poate ești mic în credință, mic în speranță, mic în așteptări, în toate. Mă rog, ca Domnul să-ți ajute în micimea ta să-L poți întâlni pe Domnul. Și umblă pe căile pe care umblă Domnul, că altfel nu poți să-L întâlnești. De multe ori mulți nu-L pot întâlni pe Domnul. Nu poate Domnul să-și realizeze mântuirea în viața cuiva și dorința Lui. Pentru că El este împiedicat în împrejurări. Și observăm că nu numai că a fost mic și nu l-a văzut, a mai avut și alte împiedici. Și poate mulți le aveți. Ca păstor observ mulți, frate în pădure, două în pădure, a văzut să preții, ia mă te apucături, nu să mă apucă, și spune, avea o mulțime de oameni care îl împiedica să ajungă la Iisus. Nu știu ce te împiedică. Nu știu ce îl împiedică pe Domnul să ajungă la tine și tu la Domnul. Dar aș vrea să-ți ajute să înțelegi că se poate să ajungi să te întâlnești cu Domnul, chiar dacă ești mic, chiar dacă sunt multe piedici în jurul tău. Pentru că Dumnezeu este acela care vede în inima ta, cunoaște dorința ta și aspirațiile tale. Ce frumos! Și m-a întrebat și ea. Păi dacă cunoaște, de ce să mă rog? Pentru că Dumnezeu vrea să vii să-ți arăți disponibilitatea că vrei să te fii ajutat. Și spune cuvântul, Dumnezeu l-a ajutat pe Zacheu să-și depășească piedicile, ca Domnul să poată ajunge la el și să-și împlinească dorința de a-l mântui. Și auziți ce spune Biblia. N-a putut Zacheu să vină la Domnul. Dar a putut omul să vină la Zacheu. Nu l-a împiedicat pe Domnul nici mulțimea, nici micimea. Vreau să spun, nu dispera. Chiar dacă tu, în așteptările tale, în frământările tale, n-ai reușit să ajungi la Domnul, să-L înțelegi pe Domnul, să te întâlnești cu Domnul. Dacă dorești cu adevărat, Domnul vede dorința ta și El poate să-ți împlinească dorința. Asta e și dorința Lui. Să te întâlnească, a venit să caute, să mână. Asta e dorința Domnului. Și când dorința ta corespunde cu a Lui, spune Domnul, mai departe mă aparține mie. Și atunci când El alerga, fără speranță, disperat că nu poate ajunge să-L vadă pe Domnul Iisus, a rămas surprins. Când a încercat să depășească El urcând în sus, într-un dud, s-a trezit cu Domnul sub dud și a zis, Zacheie, nu așa mă găsești pe mine. Nu urcând în sus, ci coborând în jos. Dacă vrei să-L găsești pe Domnul, nu-L găsești mântuindu-te cât cunoști tu, câte fapte, ce religie ai tu, ce familie ai tu, nu așa-L găsești pe Domnul. Ce smerindu-te și umilindu-te, recunoscând că ești mic, că ești slab și păcătos. Și spune Domnul, pentru aia am venit ca să te ajut. Doamne, mulțumesc că Tu și astăzi cauți oameni și cauți acolo unde să găsesc. Unii în copaci, unii în cârșme, unii în spitale, unii în pușcării. Și să știți că Domnul îi caută pe acești oameni. Ca și păstor, am o preocupare specială la Oradea. Mă ocup, așa, ambulator, cum știu eu, privat de oamenii străzi. Și mă ocup prin intermediul unui țigan, care el are casă, dar are dorința asta mai mare decât a mea, să ajute pe cei nevrociți săraci. Și a venit într-o zi la mine și mi-a zis, frate Pădure, trebuie să mă ajut. Nu numai că vin cu mine să le dăm mâncare și nu știu ce, care face sistematic, nu așa, din Paști și Crăciun, din copii străzi care au venit la mine și le-am dat mâncare. 15 sunt în pușcărie. Nu vrei să mă ajut? Cum? Păi zice, trebuie 200 de lei săptămânal să-mi dai, ca să mă duc la ei, au ținut aprobare de la procuror, și să le duc, să le cumpăr hârtie igienică, să le cumpăr nu știu ce, ce trebuie acolo. Toți au, ei n-au! A venit după aceea să spună, frate, ne-am cumpărat. Dar cei mai mari vin să le fure. Acum trebuie să le iau mai multe, să rămână și lor. A venit în altă zi și mi-a zis, frate Pădure, trebuie unul să fie liberat de pușcărie, condiționat. Să restituie paguma înapoi, care era de 3.000 de lei. Și mă sună. Frate Pădure, întrebă 3.000 de lei. Și eu n-am atâta. Cât ai, dăm? Deci i-am dat 1.000. Dăm și tu.
Și domnul a lucrat, am avut să-i dau și mi-a spus, am fost la tribunal când a fost judecat cazul acelui tânăr. Și judecătoarea a zis, aveți banii? Doamna judecător, am numai 2000 de lei. Dar cine ești? Și a spus, eu sunt unul dintre prietenii lui care țin cu el, l-am ajutat și am reușit să fac rost de 2000 de lei. De unde ai fost? Păi de la Franța, la pocăiți. Felicitări. Zice, să acceptă suma aceasta și eliberăm cel pentru care tu ai lucrat și ai mijlocit. Fraților, nu e nimic mai frumos să știm că înaintea Domnului și Domnul caută și pe cei care sunt în pușcărie. Noi suntem tentați și țara asta cu președinte de furte să vedem bătăți în pușcărie și să credem că pușcăria și n-au nicio șansă. Vreau să vă spun că vinovați fiind, au șansă să fie iertați. Nu știu dacă ați fost în pușcărie, am fost în pușcărie, le-am predicat și știți că acolo oamenii sunt sensibili. Și unii își dau seama că au greșit și le pare atât de rău. Credeți că n-au șansa să fie iertați? Dacă credeți, greșiți. Vreau să spun, nu este păcat pe care Dumnezeu să nu-l ierte și păcătos care să nu fie iertat. Dacă e dispus să-și recunoască vina, să pochească. Doamne, te rog, ai milă și de cei din pușcărie. Cred că Tu-i poți salva. Cred că Tu-i poți mă ierta și pe ei. Doamne, ajută-ne să ne facem partea, ca să știe că Tu ai milă de ei. Știți cum se văd oamenii în pușcărie? Abandonați. Și nu se abandonați de propria familie. Să înțeleagă că este unul care nu abandonează pe nimeni. Și acela e Iisus Hristos. A Lui să fie slava în veci. Amin. Îi caută pe oameni acolo unde sunt. Și trebuie și tu, poate prin tine, prin mine, trebuie să-i caute Domnul. Un alt lucru care ne arată cuvântul Domnului. Oameni în viața cărora Domnul își poate împlini dorința. Numai faptul că a auzit despre Domnul, a apreciat și am și eu dorit să se vadă pe Domnul. S-a întâlnit cu Domnul, n-a fost rezolvat în plin dorință, n-a fost mântuit. Spune Biblia, Domnul își poate împlini dorința nu numai în viața celor care se întâlnesc cu Domnul, ci în viața celor care ascultă pe Domnul. Când Domnul întâlnește pe cineva, Domnul are să-i spună ceva. Noi credem că ne întâlnim cu Domnul, Doamne, dăm iertare, dăm pace, dăm, noi gata, cerem. Spune Domnul, înainte ca să-ți dau eu, trebuie să-mi dai tu ceva. Și ceea ce vrea Domnul ca să-i dăm, este ascultarea noastră. Și spune cuvântul că Domnul, pentru Zacheu acolo în vârful Domnului, a avut pentru el un cuvânt. Și cuvântul nu a fost Zacheu, fii mântuit, dă-te jos. Zacheu, dă-te jos, de grabă, că astăzi vreau să intru în casa ta. Ascultați! Ascultarea nu are câteva dimensiuni, nu așa, da, vreau nimeni. Nu, nu. Ascultarea e complexă. Și Domnul îi spune, Zacheie, problema ta e urgentă. Dă-te jos de grabă. Atâția oameni când sunt chemați la Domnul și de Domnul la mântuire să povesc. Ca altă dată, Lot, cu toată casa lui, zăboveau și a trebuit să vină îngerul. Și a zis, ieșiți odată afară de aici, că tot voiau probabil să scoată ceva, să nu... Ieșiți și nu vă mai uitați înapoi, lăsați aici și așa le face la foc. De multe ori, când e vorba de mântuirea noastră, ascultăm de Domnul, zăbovim. Mâine, poi mâine. Când e vorba de ascultare de Domnul, ca Domnul să aducă mântuire în viața ta, nu există o mâine. Numai astăzi. O nu respinge al Său cuvânt. Nu refuza harul ce-l spune. Căci mâine se poate e târziu. Doamne, ajută-ne să învățăm, să ascultăm de Tine. Astăzi, nu mâine. Așa ascultam. Dă-te jos, să spune Domnul. Zmerește-te. Nu știu unde ești cățărat, unde ești urcat. Dă-te jos. Și spune Domnul, de grab. Și al doilea lucru, al treia lucru pe care spune Domnul. Pentru că vreau să intru în casa ta. Primește-mă în casa ta. Doamne, avem și după înviere pilda aceea cu cei 12 Emaus. Și spune Domnul, când a ajuns la casa lor, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? A așteptat să fie invitat. Și a zis, Doamne, miloșirea asta. Și ce e frumos? Domnul nu refuză niciodată această invitație. Nu vrei să-L chem pe Domnul în casa ta și în viața ta?
Vreau să spun. Ca păstor e datoria mea să caut să vizitez la unii bolnavi. Și o fac cu plăcere. Și vreau să spun că am vizitat un om pe care eu îl evangelizam. Era bolnav de celoză, era în ultima fază și el încă nu era mântuit. Eu tot mergeam la el și spuneam, tot ne primește pe Domnul viața. Așa am fost și în spital. Regret și acum că n-am făcut un lucru. Am mers, m-am rugat și nu i-am spus, nu vrei tu să-L înviți pe Domnul viața, da? Am zis să o fac mâine sau păi, mai bine. I-am spus soției, vă rog să mă chemați, până nu-i prea târziu, mai vreau să vin la el. Când m-a chemat, a fost prea târziu. A intrat omul acela în comun. Și mi-a părut atât de rău, Doamne. Nu știu de ce, dar nu mai fac lucrul ăsta niciodată. Când merg, pe mine nu mă interesează, așa sunt eu acuzat și de tineri din biserică, că ar veni vreo pădure să e pocăim, să dacă nu este o mâine, astăzi, omul acela a intrat în comun. M-am mers la el, i-am luat mâna lui, mâna mea și m-am rugat pentru el. Am o întrebare. Doamne, rugăciunea mea a fost ascultată? Doamne, a mai fost posibil să faci ceva în viața? Nu știu. Nu știu. Dar doresc Domnul să ne ajute să ascultăm de El. Să ne dăm jos de oriunde am, de orice preocupare noastră, care credem că e mai importantă, și să-L primim pe Domnul în casele și în viețile noastre. Amin. Amin. Și acum începe lucrarea Domnului de împlinirea dorinței. Până aici au fost pași aceștia. Dar ca să fie și pasul mântuirii. Omul acesta a avut nu numai o întâlnire, nu numai o ascultare, nu numai o atenționare, dar ascultați. A avut și un moment de pocăință. Și pocăința nu are loc în fața pastului pădure sau în fața unui fanfarist sau în fața unui om care e mai greșit decât tine și o să zici, bă, eu-s pocăit, eu-s bine, ăsta nu-i bine. Ca ăsta să fiu. Atâția prieteni, înțeleg că sunt prieteni aici. Atâția nu se pocăiesc, că nu văd la noi pocăință, aveți dreptate. Dar vreau să vă spun, n-aveți motivare să nu vă pocăiți. Motivarea asta nu o să țină înaintea Domnului, nu vă jucați. Da, mai fiu. Biblia spune, vai de cel care pierdești de păcătuire. Da, dar îi vai și de tine dacă te împiedici în păcatele mele, în neputințele mele și în slăbiciunile mele. Nu ești scuzat înaintea Domnului. Și ne arată Biblia unde se schimbă viața unui om. Cum se schimbă viața? Cum Domnul își poate împlini dorința? Nu numai întâlnindu-mă, nu numai ascultând de El, nu numai primindu-L în casă, ci schimbându-mi viața înaintea Lui, văzându-mi viața și corectându-mi viața. Asta s-a pocăit. Și când a stat înaintea Domnului, n-a văzut nici pe altul, nici pe alta, ci s-a văzut pe sine însuși. Nu i-a spus Domnul absolut nimic, ci El a spus Domnului, Doamne, dau înapoi împătrit la toți cei pe care i-a năpăsuit. Era mare, mare vame și om. La vamă știm noi cum s-a întâmplat. Dar n-aruncați așa mare o cară pe vameș, că suntem noi primii și El trecut acolo și pot trece, i-am dat ceva, nu mă să mă lasă, fii Domnul. Eu sunt mai bun ca El. Ha? Ești mai bun ca El? Nu e cu nimic. Așa că nu te grăbi la acuză. Și zice, eu așa aș rezolva afacerile. Primim, acolo trecere, de acolo. El și-a dat seama că a greșit. Nu vrei în seara aceasta să-și împlinească Domnul dorința în viața ta, să aducă iertare și mântuire? Asta și ce vrei spune? Să-ți vezi păcatele. Să-ți le recunoști și să spui înaintea Domnului, Doamne, bate mie, uite cine sunt, uite ce sunt. Doamne, eu vreau mântuire, vreau. Dar ca să vrei, știți ce a spus? N-a zis, Doamne, vreau iertare, vreau mântuire. A zis, Doamne, vreau să mă corectez. Dau înapoi împătrit la cei pe care i-am nedreptățit și mai fac ceva. Atenție că și așa vin sărbători. La sărbători suntem mai buni. Aș vrea, într-adevăr, să fiți mai buni și să fim mai buni. Și spune, restul, cealaltă jumătate, am părțit-o la săraci. Mi-am pus întrebarea, cu ce am mai rămas? Jumătate, o dat la aia, împătrit, jumătate, să cu ce am mai rămas? O rămas cu Domnul. Cine are pe Domnul nu-și pune problema. Doamne, e munca mea, Doamne, eu cu ce mai am? Și Dumnezeu a rostit împlinirea credinței. Și în final Domnul spune, astăzi a intrat în tine și în casa aceasta.
observați cât timp a durat, observați cum merg lucrurile. Nu-i simplă mântuirea numai așa, optor, fii atent la ceea ce are Domnul pentru tine. Apreciază. Fă și tu ce a făcut Zacheu. Angajează-te în căutarea Domnului și să lasă găsit. Cine îl caută, îl și găsește. Ai nevoie de întâlnirea cu Domnul. Ai nevoie să fii atent. Ce spune Domnul? Și Domnul spune, dă-te jos. Primește-mă în casa ta și în viața ta. Primi-te în casa ta. Dar fă-ți timp pentru Domnul în casa ta. Știți ce este trist? Că în casele noastre nu mai avem timp pentru Domnul. Și timpul ne-l fură. Fie televizorul, fie copiii, fie afacerile, fie musafirii, fie. Multe fie. Ascultați. Nu uitați pe Domnul nici în bucătărie, nici în debara, nici în sufragerie. Zacheu a stat cu Domnul în casa lui. Marta s-a dus la bucătărie. Dar Maria a stat înainte de Domnul și Marto. De multe ori te îngrijorez. Doamne, de multe ori în casele noastre noi nu avem timp pentru tine. Pentru că avem multe îngrijorări. Iartă-ne, Doamne, și ajută-ne să ne facem timp să stăm cu tine și în prezența ta. Ca dorința ta de a aduce mântuire și binecuvântare în viața noastră să se împlinească în viețile noastre și în casele noastre. Amin. Și ultimul lucru, și chiar mergeți mai repede acasă. Că vă place. Ascultați ce este. Acolo unde e împlinită dorința Domnului, se întâmplă ceva. Curios. Nu te vor aprecia și aplauda oamenii. Și vor începe să comenteze. Ăsta l-a mântuit Domnul, nu știu eu cine a fost și cum a fost. Ascultați ce spune jur. A, la ăsta în casă a intrat Domnul. Și ce-i frumos. Nu știu dacă Zacheu a auzit acele contestări, comentarii. Dar Domnul le-a auzit. Și Domnul a avut și răspuns la ele. Când ești acuzat că tu nu mergi să fii mântuit, Domnul nu merită să intre în casa ta, că casa ta nu-i nici măcar second, nu-i nici cum. Ascultă ce spune Domnul. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Motivarea o are Domnul. Indiferent cine ce spune, nu vrei să fii atent la ceea ce spune Domnul, ci spune Domnul, și pe tine te vreau mântuit, și pe tine te pot mântui, dar finalul și pe tine te-am mântuit. Doamne, mulțumim că acum vine sărbătoarea intrării în Ierusalim și tu ne spui, înainte să intru în Ierusalim, vreau să intru în casa ta, vreau să intru în viața ta, așteaptă sărbătoarea cu Iisus Hristos în casă și în viață. Doamne, mulțumim că vrei să rămâi în viețile noastre, vrei să vii în casele noastre, au trebuie să ne deschidem inimile, să ne deschidem casele, intră în casa noastră și condu viața noastră în casa noastră și fii lăudat și binecuvântat, acum și în veci. Amin. Amin. Ne ridicăm în picioare și binecuvântarea de care Dumnezeu ne-a făcut parte astăzi, de dimineață și după masă, se cade să-i mulțumim lor. Și în rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Tunii și fratele Iucași. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim pentru orele petrecute în casa ta. Mulțumim. În care ne-ai vorbit, în care ne-ai gândit sufletele, în care ne-ai deschis mințile, Doamne, să înțelegem voia ta. Ajută-ne, Doamne, să te primim în inimă și în casele noastre. Amin. Ajută-ne să trăim după voia ta, în așa fel încât oamenii, uitându-se la noi, să te vadă de fapt. Amin. Ajută-ne să ne pocăim cu adevărat. Amin. Ajută-ne să te iubim din toată inima noastră. Amin. Tu ești Mântuitorul nostru, Domnul nostru și Stăpânul nostru. Ne încredințăm de brațul tău în ceasul acesta de seară. Dorim să ne însoțești, Doamne, în fiecare în casele noastre. Și să fii Domn și Stăpân peste familiile noastre, peste viețile noastre, în numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru că în ziua de astăzi ne-ai fost cu noi și ne-ai ajutat să mergem la casa ta. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru Duhul tău cel Sfânt. Tată bun din ceruri, te rog să dai a ta binecuvântare peste frații care au cântat spre laudă. Amin. A ta binecuvântare, Tată din ceruri, peste cei ce au vestit cuvântul. Îți mulțumim pentru că într-o zi te-am primit în inimile noastre ca Domn și Stăpân. Fă parte mai multor oameni de pe meleagul acestea.
din satul acesta, din casele noastre, de mântuirea ta, de împărăția ta. Amin. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și împărtășirea cu Duhul Sfânt, să fie și să rămână cu noi, cu fiecare. Amin. 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 Ocupăm locurile. Și înaintea încheia, cântăm o cântare de voi să-i conduc cântare. Nu, acum. Cântarea ne ajută să răspundem, Domnul s-a invitat să intre în casele noastre, că avem dorințe pentru noi. Haideți să răspundem cântarea. Doamne, viața mea, să dau. Pe deplin, eu mă predam. Doamne, aș vrea numai să cântăm, să și facem. Haideți să cântăm. Doamne, se duc dintr-o parte în alta, cheltuiesc bani, se duc să țină cu echipa lor. Dumnezeu să pună noi dragostea asta. Amin. De așa o dragoste avem nevoie. Îmi povestea, l-am dus la amiază, l-am dus la noi să se odihnească și spunea, frate, eu pentru frații lucrători, medic, stomatolog, la toți le fac dinții, în numele Domnului. M-am gândit, oare și eu mă număr pentru ei? Și ce le spun la frații, aduceți pe cei care nu pot și n-au posibilitate să plătească. Că îi fac cu tot dragul. Dar frate, nu pierzi, nu, Dumnezeu îmi dă mai mult. Mi-aduc aminte cu o femeie de la țară, s-a dus la medic și să fie consultată la ecograf. Și a avut în buzunar vreo 10 milioane, cum era atunci, 1000 de lei astăzi. Și-o zic, domn doctor, te rog frumos, uite-te la inima mea, zbornă, n-am bani și așa. Și când s-o produsul consultat, doctorul s-a uitat și-o văzut bani. Domn doctor, cum inima mea? E rea și mincinoasă. Ia scoate din buzunar și plătește. Dragii mei, e importantă atitudinea noastră înainte. E important motivația noastră. Dumnezeu să uite la inima noastră. Și cei care nu se întorc la Dumnezeu așa, nu au nicio motivație. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni și din vârfuri să se pocăiască. Și dacă nu ne vă pocăiți, să știți că pedeapsa este foarte mare. Mulțumim Dumnezeu că a avut milă de noi. Și Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, pe cei din vârfuri și să ne motiveze cu mai mult curaj, cu mai multă dorință de a sluji pe Dumnezeu. Frații din loc, îi rog să facă anunțurile necesare care sunt.
până fac fracții, fac o completare la ceea ce spus fratele. Da, și eu mulțumesc, Domnule, pentru voi, dar mulțumesc pentru nevestele voastre, care m-au lăsat să veniți. Sora de acolo a zis, mai am doi copii acasă și tu la ei mă gândesc, am venit numai cu doi. Sora, în rândul viitor, veniți cu toți patru, că nicio problemă. Dar mulțumim că în situația, sunteți de acord, frate, să vină și veniți, este ceva deosebit. Este pentru noi un motiv să nu ne mai tot scuză. Nu este nicio scuză, că este dragoste, este. Și eu dacă slujesc pe Domnul, soția mea e bolnavă acum, după operație, și totuși m-a lăsat să vin. Dacă sunt aici, îl slujesc, este și datorită ei și doresc Domnul să o răsplătească. Și Domnul să vă binecuvânteze casele la toți. Sărbători binecuvântate cu Domnul. Amin. Amin. Că am făcut anunțul de partea bisericii, dar dacă Domnul să vă binecuvinteze, să vă pună pe inimă, să ne mai vizitați, să ne mai vedem, fie ca El să lucreze în inimile fiecare dintre noi. Frate Neu de la Deva, ar fi rândul de bani în anul ăsta să vină cu fața, la vârstă. De aceea, frate Pădure, dacă predați lucrarea mai departe, mai ne vizitați și Domnul să binecuvinteze fiecare casă, care face parte din localitatea aceasta și din comună. Amin. Și eu zic, nu, nici da, dar eu fac surprize, că așa cum am invitat, așa că stați liniștiți. Domnul cu voi. Amin.